Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare. Umblem pungi Versace, dă uleu cu apă, că ne place, ne place, ne place, place, place. Le aruncăm de la etaj să facem hidrogen. Ne place, place, place că și în această dimineață sunteți cu noi, răsăriți de pe fix, pentru că e joi și dacă e joi, rimează cu noi și trebuie să fim cu toții răsăriți de pe fix. Bună dimineața, Dragoș, bună dimineața, Cucu! Bună, Demin! Bună dimineața, oameni buni! Abdi! Să trăiți! Ce vă place vouă și ce nu vă place? Așa cum zic băieții de la ROA, bună dimineața, bring a bomb, dăm play la un song, că ne place, ne place, ne place, place, place. Îmi place, place să fac emisiunea asta zilnic. Îmi place să fiu cu voi. Exact. E că atâta, ce mai, ce să-ți mai placă altceva? Măi, mie mi-ar plăcea să existe copaci roz în parc. Mi-ar plăcea ca picăturile de ploaie să aibă gust de portocale. Mi-ar plăcea să am o clonă și să mă uit de acasă din pat la mine la TV. Mi-ar plăcea să existe un om mic în capul meu care să-mi dea toate răspunsurile corecte. Când vreau să trec strada, mi-ar plăcea să am o telecomandă cu care să pot opri mașinile. Când merg la shopping, mi-ar plăcea ca la intrarea în mall cineva să-mi dea toate produsele pe care mi le doresc fără să pierd ore întregi prin magazine. Mi-ar plăcea ca într-adevăr porcii să zboare. Mi-ar plăcea să-l cunosc pe tipul a cărui voce o aud în lift, pentru că liftul de aici din Sigma vorbește cu noi. E un robot. Mi-ar plăcea să ies la o cafea cu un om adică de zăpadă și să-mi zic omul ăla de zăpadă el ce ia de răceală. Sau mi-ar plăcea ca dimineața Leonardo DiCaprio să-mi trimită mesaje de dragoste. Mi-ar plăcea ca șefii mei să-mi vorbească în versuri. Sau, nu în ultimul rând, mi-ar plăcea ca Chuck Norris să-mi servească ceaiul dimineața cu două feliuțe de lămâie și o linguriță de miere. Mulțumesc! Chuck Norris poate crea ceaiul. Și Leo nu știu să trimită mesaje de dragoste, îmi pare rău. Dar de Chuck Norris am auzit. Și că face ce zice. Da? Și că el e mai maleabil așa. E un tip fain. Dragoș, știe ce-ți place? Sau ce ți-ar plăcea? Mi-ar plăcea să privești toate lucrurile astea mai realist. Dacă nu se poate, da, nu, 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 nu e adevărat. Mi-ar plăcea să fiu eu mai visător. Da. Dacă mi-ar plăcea să nu mai coste benzina, mi-ar plăcea să fie mașini care să funcționeze pe apă, pe combustibil în ăștia, sau să se dea pe ochi frumoși benzină gratis la benzinărie. Asta e fain. Da? Asta e chiar fain. Fii cu lentile de contact. De ce mi-ar place mie? Ce? Mi-ar place să existe ATM-uri de unde să-ți scoți bani și să-ți scoți cât vrei tu în funcție de ce fel de om fain ești tu. Deci ăla să fie salariul de bază. Faci o faptă bună, ești un tip extraordinar, ieși numai, bași cardul și-ți scoți banii. Ah, și crezi că ai avea vreun leu? Da, bineînțeles. Aș fi bogat, efectiv. Iar toți prăpădiții, papanașii și maneliștii să bage cardul și să scrie fonduri insuficiente! Nu lor să li se tragă de pe card. Bineînțeles, să ia de la ei să dea la noi. Hai duci automat. Să ia de la bogat să dea la săraci. Asta mi-ar place. De exemplu... Da. Și atunci nu mai trebuie să muncești, ar trebui numai să fii tu, să fii fain și ai avea bani. Nu-i mișto? Nu, deci cei care au fonduri insuficiente pe card foarte mult timp, trebuie să dea la sapă, la lopată, să lucreze la canal și așa mai departe. Nu, cineva totuși trebuie să lucreze și în industrie. Ce mare ești, măi. Mi-ar plăcea să n-ajungi la putere. Și mie mi-ar plăcea. La canal cu voi, cu toți. De exemplu, colegei noastre, Delia,
Iar plăcea ca toate femeile să fie urâte și ea frumoase. A spus ea azi frumoase, dimineața. Frumoase, că ea face cât mai mulți. Nu, și toate personalitățile din capul ei să fie frumoase. Da, da. În concluzie, tema emisiunii de astăzi, doamnelor și domnilor, ce v-ar plăcea vouă? Vă așteptăm pe pagina noastră de Facebook, facebook.com/răsăriți de pe fix, cât și la cele două numere de telefon cu care puteți intra în direct cu noi în fiecare bună și sfântă dimineață, 0264 864 504 sau 0264 504 865. Ni s-a scris deja pe pagina noastră de Facebook, Tiberiu ne-a spus, mi-ar plăcea să merg și eu la lucru în pijama. Da, Tiberiu, și nouă ne-ar plăcea să mergem la lucru și să avem haine din alea elegante. Da, și frumos, da, cum da, ai da. Tu în emisiune. Hai să da. Începem cu din astea. Mi-ar plăcea să existe o lume ideală, da. Și îmi plac oricum, Tiberiu, pijamalele, bretelele tale cu print de pijamale. Da. Apropo de pijamale, că toată lumea vrea să fie în pijamale ca noi, colega noastră de la cameră, chiar la ea mă uit în momentul acesta, poate ne ajută Giorgiuman cu un cadru, are botoșei. A venit în botoșei. Ce credeai, că nu o să zic chestia asta în emisiune? Deci încet, încet o să veniți toți în pijamale. Ai văzut? Da, e contagioasă chestia cu pijamalele. Încet, încet toată lumea va veni într-adevăr. Și o să se înceapă cu zona Sigma și după aia se va extinde cercul ăsta. Până după... când o să vină și eu video uscat în pijama. Atunci o să știm că într-adevăr toată lumea e răsărită de pe fix. Apropo de botoșei colegei noastre și de botoșei mei, ștrunf. M-am hotărât că vreau să le pun nume. Dragoș, tu ești dreptul. Asta, asta. Așa. Și cu cui stângul. Mersi. Și când colegii mei se mai ciondănesc, facem așa. Dar scuze-mă, pe ce considerente eu sunt? Pupă-l pe Dragoș. Dar ai ales aleatoriu, presupun, are legătură cu orientare politică sau cu altceva, dreapta și stânga. Da, pur și simplu. O alegere, nu? Nu contează, ideea e că fără noi nu poate să meargă bine. Clar! Dragoș, fă-i titi clar, la cucu. Fă-i titi, titi. Titi, titi, dar ce claxon! Doamne, iartă-mă! Fă-i titi, titi. Știi, când eram mic și prindeam mama de sân și făceam tit. Așa făceai? Băi, nu făceați așa? Nu, noi am avut o copilărie normală. Cer scuze. Făceam prin vecini, așa. La vecinica. Vouă ce v-ar mai plăcea? Ce mi-ar mai plăcea? Eu am zis o grămadă de lucruri, vouă ce v-ar mai plăcea? Mi-ar plăcea să toate hainele care se inventează să rămână în magazine tot timpul. Dacă vrei să te îmbraci ca acum 10 ani, să găsești hainele de acum 10 ani. Să-ți iei blugi evazați și cu cămașă în pătrățele, că așa vrei tu. Fără să ai un teleportator, o mașină a timpului. Nu să găsesc numai blugi din ăștia, că am fost apropo ieri să-mi caut blugi și am găsit numai din aia, am zis cum poartă mai nou. Tineretul ăsta fain. Deci din aia pană, deci nu pană, 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 nici nu știu cum trece de gleznă. Și cu talia aici. Nici n-au din croi fund blugii. Că, dar ce să le fost, că n-ai fund. Eventual dacă faci pe tine, poate te ajută un pic. Dar sunt da. Atât de strâmbți jos încât îți secționează piciorul, îți oprește circulația. Secționează rău de tot. Da, ce ți-ar plăcea? Era aia o discuție între Ion și Gheorghe. Ioane, ți-ți plac femeile grase? Nu! Îți plac femeile cu celulită, cu fundul mare, cu carnea care atârnă pe ele, așa? Nu! Atunci de ce te culci cu nevastă mea? Ok, cred că în orice moment putem să trecem la revista presei. Revista presei, bătaie între aeroporturile Cluj și Mureș pentru Ryanair. Cum se citește corect? Ryanair. Hai să numim Ryanair. Ryanair. Ăsta este titlul din City News. Aeroporturile din Cluj și Mureș au intrat într-o competiție directă. Ambele negociază cu compania aeriană low cost. Aș fi foarte fericit să vină la Cluj. În vreme ce... ieri, la Târgu Mureș, s-au stabilit anumite detalii în ceea ce privește contractul. Am înțeles că această companie n-avea încă planuri foarte clare în privința aeroportului din Cluj. Nu pot decât să-mi doresc să vină și în Cluj încă o companie de low cost, pentru că ne ajută.
chiar ne ajută. Îți dai seama, teroriștii, ce fericiți? A unde să își desfacă o pită de, o pită de mâncat și pentru ei. Încă o pâine pentru ei. În Servus Cluj de astăzi, violența domestică sancționată și mai aspru prin noua lege. Victimele violenței domestice vor avea parte de o mai mare protecție, iar agresorii, Cucu și Dragoș, vor fi sancționați mai dur. Dacă se adoptă modificările propuse legii pentru prevenirea și combaterea violenței în familie, victimele vor putea cere ordin de restricție, iar agresorii vor putea fi evacuați din locuința comună 200 de metri. Asta e distanța care adică trebuie să existe între noi. Dacă mă cer cu tine, vin doi oameni îmbrăcați în costumă negru la ușă și îmi zic: tu, afară, la 200 de metri, stai acolo. De acolo îi vorbești. Probabil că se vor face dispozitive, știi? Erau în filmele alea SF niște dispozitive. Dacă te apropiai de un obiectiv sau de un om, explodai. Ce faine ar fi astea. Aha. Te anumiți oameni. Da. Planurile SF ale lui Oprescu, în ton cu fantezia asta științifico-fantastică de care vă spuneam. Cum arată pe hârtie capitala în 2035? Avem și o galerie foto pe care o găsim în Gândul. Cum o arăta, eu îmi imaginez, Bucureștiul în 2035, SF cu gropi digitale, cu câini cibernetici, cu cercetori virtuali, așa cum cu toate se vede, astea. E chiar fain. Sau pe atunci poate vor fi tot ceea ce am enumerat eu la începutul emisiunii. Copaci, pufoși, roz în parcuri. Da, am vrut să te întreb chestia asta, zis, ai vrea să zboare porcii. Ca să ce? Păi asta mi-ar plăcea mie. Să stai pe e malul simplu. Mării, să te pupi cu iubitul tău și să zboare frumos porcii într-o seară romantică. De când îmi doresc chestia asta? De când vreau un porc să zboare? Am încercat să-l conving pe unul, n-am reușit. Cucu, poate să conving cu tine. Am crezut că pe mine încerca să-l conving. S-ar putea să zboare București nu porcii, ci câinii în 2035, pentru că în planurile lui Oprescu ar exista și o autostradă suspendată. Ar exista, deci ar putea și în 2035. Ar putea să treacă câinii vagabonzi pe acolo și ar fi suspendați. E fain, n-avem autostrăzi, dar le fac lor pasarelă separată. Ce chiță e acolo? Știu ceva sub birou. Trebuie să le reamintim telespectatorilor. Neapărat. Pentru recepționarea celor două posturi, Transilvania Look și Transilvania Live, în rețelele UPC Digital și MCS RDS Digital, este nevoie să operați o scanare manuală a receiver-ului. Foarte important. UPC-ci. Dacă vreți să vă uitați pe picicii. Din monitorul, prima pagină din Stop Fumat, s-a ales fumul. Programul a fost îngenunchiat de o taxă de 100 de lei, susțin medicii. Fumătorii preferă să cheltuiască lunar peste 300 de lei pentru țigări decât să achite o taxă de 100 de lei în cadrul programului care i-ar scăpa de dependența de tutun. Introducerea taxei a determinat scăderea cu 90% a pacienților clujeni. Ce noroc pe noi că noi nu fumăm. Da. Ei, vezi? În baie. Suntem foarte tari. Că dacă am fumat în baie ar fi mult mai nasol, că am fumat și pasiv și activ în același timp. Da? Dovadă, am o voce foarte clară, nu fumez. Tot în Gândul, o autocisternă încărcată cu 3000 de litri de lapte s-a răsturnat în curtea casei șefului ISJ Sălaj. Lapte și miere pentru cei din învățământ. Ei, mi-aș dori lapte și miere pe străzi. Deocamdată a venit prima rată, numai asta cu laptele. Sau cine știe, poate s-o fi făcut un payback, poate există o lege a compensației la cât lapte și cornuleți s-o fi dat ani de zile copiilor. Aia s-au rugat și aia să se întoarcă laptele la inspectorul școlar din județul Sălaj. Uite, a venit lapte cât pentru... Monitorul de Cluj, un nou protest împotriva acta la Cluj. Clujenii vor ieși sâmbătă din nou în stradă pentru a protesta împotriva acta. Până acum și-au anunțat prezența aproape 1700 de persoane prin intermediul rețelei de socializare Facebook. Curtea de Justiție a Uniunii Europene ar putea determina dacă acta încalcă drepturi și libertăți fundamentale ale omului. Întreg articolul îl găsiți în pagina 2, administrație, Monitorul de Cluj. Vom vorbi și cu Adina Fărtușnic, pentru că este autoarea articolului despre ce presupune legea asta sau ce presupune proiectul acesta. Între timp am aflat din Cancan că băiatul Evanghelie investește în cultură, odată prin faptul că este înscris la unul dintre cele mai prestigioase colegii din Marea Britanie și în plus este un fel de mecena pentru muzicieni. Și când spun asta mă refer la lăutari, care l-au distrat pe Vanghele Junior la un chef
am înțeles că le-a dat o grămadă de bani. Da. Le-a dat toți deodată, le-a dat în rate, le-a dat câte o foaie, câte o foaie, câte o foaie, câte o foaie. Investește în cultură, ăsta e adevărul. Asta e bine. În pagina de Mozaic, Monitorul de Cluj, muzică și poțiuni de dragoste de dragobete. Clujenii au parte de programe speciale în ziua de dragobete, de la varietăți muzicale la Cinema Mărăș până la Elixirul Dragostei la Muzeul Farmaciei. O să avem un invitat astăzi la noi în emisiune, Andrei Aronescu, care ne va spune mai multe despre Elixirul Dragostei. Abia aștept! Nu știu, curios, pe bază de plante sau ce? Nu știu, păi o să ne spună. O pudră din pastile, din alea albastre. Și te-a pus să iubești după aia. Te-a pus să iubești tot. Ioi, cum iubești, ioi. De jur împrejur. Le începe isteria apariției ozeneurilor. O navă spațială extraterestră a fost filmată în New Mexico. Da, și avem un video și un articol în evenimentul zilei. Avem imagine acolo. Eu cred că sunt făcături. Dacă ar fi să vină extraterestri și aș vrea să vină la noi în țară, cum am așteptat 40 de ani pe americani, ar fi cazul să așteptăm și extraterestri. Zice, toate ozeneurile apar în America. Care-i faza? Zic extraterestrii, bă, hai acolo, că acolo apărem la televizor, ei! Hai acolo, să cădem acolo, ei! Nu, acolo e lumea mai curioasă, știi? A, da, ce? Aici, o, dacă pică la Pahida, iese omul și ce? OZN? Ai, mă, nu pot să cred că mă trezi, mă! Ai, mă, culcă-te, Mărie, dă-i pace! Era un sondaj făcut anul trecut printre români dacă ar crede în civilizații extraterestre și dacă ar vrea să se întâlnească cu astfel de civilizații. Cred și eu că ar vrea, pentru că poate ne-ar da ceva. Așteptăm tot timpul ceva. La da? De ce ne certăm cu nevestele atât de mult? Eu, ăsta e primul lucru care aș întreba un extraterestru. Ceau, ce faci? De unde ești? De pe Pluto? Auzi, am o întrebare. Voi vă certați între voi în cuplu? N-aș întreba, nu pot fi nemuritor, putem să zburăm și alte prostii din astea. Dragoș, tu îmi ziceai ieri că ți-ar plăcea să te dai cu OZN-ul. Da. Cu un OZN, mi-ar plăcea să găsesc un OZN uitat, pe jos, să coboare extraterestru, să se ducă după țigăci și să-l lase cu cheile de contact în el. M-aș da o tură. Sigur are chei. Tu ce bei acolo? Ce bei dimineața? Ce ai, Dragoș? Apă de piramidă. În ziua de Cluj, Clujul își face trasee strategice de turism. 7 zone din județ vor beneficia de circuite pe care vor fi dirijați turiștii străini și români în cadrul proiectului internațional IRT, care se mai aplică în regiunile Spania, Grecia și Bulgaria. Obiective de interes din Cluj-Napoca, dealul cetății. Ați fost? Dealul cetății? Pe cetățuie? Da. De ce nu-i zici pe cetățuie? Grădina botanică. Am fost. Piața Unirii, Napoca Romană. Verificat. Biserica Sfântul Mihail. Check. Văzut. Strada în oglindă. Bifas. Da. Parcul etnografic. Categoric. Da. Muzeul Transilvaniei. No doubt. Da. Bine, adică pentru străini e o noutate și, într-adevăr, includerea în sistemul ăsta a obiectivelor turistice din Cluj este un plus pentru Cluj. Se înlesnesc astfel trasee turistice, vin turiști mai mult, cel puțin în teorie, ar trebui să vină mai mulți turiști. Dar am înțeles că sunt cartate, să zicem așa, sunt trecute în planul ăsta nu numai obiectivele turistice, clădiri și așa mai departe, ci și activități, festivalul ăla, festivalul dulcețurilor, erau date exemple acolo. Frumos! Deci oamenii ar trebui să cunoască și obiceiurile, nu doar niște clădiri, că așa se proceda până acolo. Obiceiurile din clădiri. Dragoș, mai e ceva acolo? Mai am ceva pe prima pagină din Jurnalul Național, nu știu care e titlul, dar mi-a plăcut, dacă se pot da imagine, mi-a plăcut imaginea. E un tablou, din câte știu eu, făcut de un artist. Ce absolut groaznic. E Udrea? Da, este Udrea în brațe la primarul din Piatra Neamț, Pinalti, Gigi Ștefan. Am înțeles că nu prea i-a convenit. Nu știu de ce se află asta pe prima pagină, știrea era de mai demult. Nu știu de ce se află pe prima pagină de azi din jurnalul. Dar știu că nu prea a convenit lui Pinalti și așa cum făcea cu Salomir când l-amenința cu cămașa ieșită din pantalon, știți? Țineți minte scenele alea? Acum câțiva ani, cred că așa făcea și cu pictorul. Ti fac eu pe tine, măi! Salomiri, criminalule, ticar pe cap! Pentru că nu a făcut așa cum trebuia telegondola, nu a ilustrat așa cum ar fi trebuit. Ăla mi se pare mai degrabă un teleschi. Da, nu un telescaun, pardon. Așa și e. Telegondola aia arată cu totul altfel. O duce sus în fericire.
Da. Direct, în fericire. Am vrut să fac precizările astea pentru conformitate, să nu creadă lumea că așa arată telegondola. Corect. În adevărul, banii de buzunar ai noii generații, adolescenții și tinerii de azi consideră că trebuie să aibă propriul buget pentru a-și cumpăra tot ce au nevoie, de la chipsuri până la gadget. Nu m-am pic. Nu m-am pic să fac un infarct. Psihologii avertizează că încurajarea unui astfel de comportament le va dăuna și va face superficial. Normal, normal, deci eu, ca să am de bani deci de cobrigi. Da? Deci trebuie să duc gunoiul, să mătur prin casă, să spăl vase, să mă port frumos. Și era vorba despre cât? Un leu? Și câte și mai câte care nu se pot spune la televizor. Uite-te la noi, dacă am trăit cu lipsuri, unde am ajuns? Cu lipsă. Cu lipsă. Avem o doagă lipsă. Avem un telefon de la colega noastră de la Servus Cluj, Adina Fărtușnic. Bună dimineața, Adina! Bună dimineața! Bună dimineața! Adina, începem cu tema emisiunii. Ție ce ți-ar plăcea? Mie și mi-ar plăcea... În viață plăcea sau pe azi? Mi-ar plăcea să vină primăvara odată, că m-am săturat de frigul ăsta de afară. Și nouă ne-ar plăcea. Dar nu, Adina, trebuie să-ți placă ceva, să-ți dorești ceva ce foarte greu se poate întâmpla. Primăvara chiar o să vină. O fantezie, astăzi foarte Adina, greu se poate ce întâmpla să vină primăvara. A, da, vrei să vină azi? N-am înțeles eu. Iertare! Adina, spune-ne ce găsim astăzi în Servus Cluj. Astăzi vorbim despre un nou tratat controversat, poate mai periculos decât acta pentru internet și pentru libertatea internetului, așa cum îl știm noi acum. Pe 27 februarie, la Geneva, se pregătește o întâlnire a mai multor țări, dintre care și Rusia și China, care pun la cale un nou tratat, așa cum ziceam mai devreme, care s-ar putea să intre în vigoare chiar de la începutul anului viitor. Wow! De la începutul anului viitor. Deci mai avem timp încă. Mai avem să ne bucurăm. Da, să dăm la domn tot ce putem de pe internet. Așa că puneți mâna pe torent. Luați-vă un hard extern și stocați acolo. Luați-vă plăși de rafie și băgați câte filme și muzică puteți. Da, cam așa. Astăzi ai Servus Cluj la tine? Da. Super! Zine și alte titluri. Bun, uite, azi, ca să vă fac ziua mai bună, vă spun că s-au pus în vânzare bilete la concertul Roxette. De astăzi? Da? Da. Mă duc să-mi iau bilet. Iar prețurile nu sunt chiar așa de mari și încep de la 45 de lei și pot urca până la 250 de lei pentru VIP-uri și persoane cu totul și cu totul speciale. Oh, deci costă să mă duc speciale acolo. Cu nevoi speciale sau ce înseamnă? Da. Nu știu. Cu nevoi speciale cred că undeva la așa, 45 de lei. Dar mă pot interesa. Te rog, te rugăm foarte frumos. Bine, Adina, să ai o zi așa cum vrei și dacă cumva se întâmplă ca astăzi să vină primăvara, neapărat să ne suni, să ne zici și nouă. Că noi nu o să ne dăm seama. Nu o să vedeți, ok. Da, o să vă aduc un ghiocel la fiecare ca să vă dați seama. Poate vine pe strada ta, de aia aș vrea să vină pe strada ta, că și strada noastră. Păi, dacă vine astăzi primăvara, mă mut pe strada fericirii. La parter. La parter. La parter, da. Cucu, dacă vine primăvara până în ora 10 și noi nu am aflat și a și trecut, vine la 9:30 și pleacă la 9:45. Noi stăm aici închiși în pivniță, aici să facem emisiune. Da, aici la etajul 6 e un fel de pivniță, da. Să știm. Da, îți mulțumim, Adina, dacă n-am făcut-o și urăm o zi frumoasă. Mai am un articol. Te pupăm, Adina, pa, pa. Serus. Mai am un articol din Adevărul. De ce ne trezim greu în diminețile de iarnă? Problemele cu somnul apar în sezonul rece pe fondul aerului uscat din încăperi, dar și al expunerii limitate la lumina naturală. Tulburarea afectivă sezonieră ne face să ne trezim greu dimineața. Nici nu vreau să vă întreb pe voi cât de greu vă treziți dimineața. N-ai idee. Păi ne sunt tu și reușim să ne trezim, că altfel nu se țină cineva și emisiunea asta. Cineva trebuie să facă ceva. Cred. Eu mai am un cancan aici. Și... Asta e foarte fain. Zine ceva de alea cu oameni de aia foarte importanți de la București, de ne interesează foarte mult. Băi, tot aș vrea să citești ceva din ziarul ăsta la robot. Zine vreun rahat de pe acolo. Deci... Până îți găsești titlul ăla, vă spun care vor fi temperaturile în următoarele zile. Temperaturi de primăvară, asta ca să o bucurăm pe Adina.
Cerul va fi temporar noros și mai ales seara și noaptea vor cădea precipitații slabe în jumătatea de nord a țării. Cred că meteo-i mai târziu. Dragoș, cum vrei să confruntăm pâinea de la gură? Și să arătăm că noi dăm datele meteo mai exact și mai citi. Corect. Deci din cancan, oricât de mult mi-aș dori să pot să citesc ceva, vreau, mi-am dorit, nu mă, pot. De aici sunt niște oameni extraordinari, mă, deci fii atent, citesc eu repede, în prima pagină, numai un pic, în a doua, numai un pic, imediat. Păi aici chiar nu e nimic, mă, brate, mă. Dați-i pace, n-are rost să mai citim. Ok, gata cu revista presei, hai să vedem previziunile astrale pentru astăzi, 23 februarie, de la colega noastră, Diana Suciu. Bun găsit la previziunile astrologice de astăzi, 23 februarie. Berbec. Va trebui să fii mai răbdător pentru că nu toate problemele se pot rezolva în același timp. Vei fi nevoit să aștepți sau să faci coadă la vreun ghișeu, însă în cele din urmă vei rezolva totul cu succes. Taur. Vei stârni curiozitatea unei persoane din anturajul profesional care îți va pune diverse întrebări indiscrete. Ia-o ca pe un fel de bârfă. Ar fi recomandat să te interesezi și tu mai mult de ce se întâmplă în jurul tău. Gemeni. Vei fi nevoit să faci toate lucrurile cu jumătate de măsură, dar trebuie să te aștepți că vei avea doar jumătăți de rezultate. Fii mai concentrat și nu începe mai multe lucruri deodată. Rac. Aspirațiile tale secrete vor prinde contur pornind de la o amintire dintr-o călătorie făcută în trecut. Vrei ca niște lucruri să se repete în viața ta și ești pregătit să faci niște concesii persoanei iubite. Leu. Îți vei da seama că acum câteva luni trebuia să faci o alegere și acum vrei să revii asupra opțiunii tale. Ți-ai schimbat mult criteriile de evaluare a acestei situații din cauza unor greutăți survenite între timp. Fecioară. Simți nevoia mai mult ca oricând să auzi de la cineva o vorbă bună. Poate că ar trebui să începi tu prin a manifesta mai multe comunicare. Abordează-i pe cei din jur cu mai multă voioșie. Balanță. Ești uneori preexigent cu tine însuți. Lasă lucrurile să meargă mai relaxat, oferă-ți timp pentru tine și găsește frumusețea ascunsă a fiecărei zi. Scorpion. Vei lua niște măsuri restrictive și îți vei manifesta în forță autoritatea pentru că te deranjează delăsarea și indisciplina. Vrei să faci ordine peste tot unde te duci și te străduiești să-i faci pe ceilalți să înțeleagă că au nevoie de tine. Săgetător. Cineva din anturajul tău apropiat a călcat pe bec și încearcă să îți recupereze încrederea. Dă-i șansa care se cuvine, vei fi mulțumit de felul în care își va repara greșeala. Capricorn. Ai nostalgia unor vremuri când viața ta era bine organizată și previzibilă, văzând haosul care s-a instalat la tine la serviciu. Se pare că nu poți controla nimic, iar singura soluție este să lași lucrurile să se întâmple. Vărsător. Vei cheltui mai mulți bani decât îți permite bugetul dacă nu ai grijă să îți impui niște limite. Sfatul meu este să investești azi în obiecte casnice de strictă necesitate. Pești. Dacă ai în vedere să pregătești o ieșire de câteva zile, este un moment bine ales pentru că ai nevoie de multă relaxare. Cine știe, poate se va ivi ocazia să cunoști pe cineva interesant. Acestea au fost veștile astrale, vă doresc o zi norocoasă!